Emisiunea Agricultura la Raport vă este oferită de Adama. Am revenit în direct, suntem în aceeași formulă, împreună cu doamna Andra Popescu și domnul Neluțu Dogaru. Marian Ciuruc, bună seara! Doamna spunea de forme asociative, dar conform ghidului, în variantă consultativă, ce șanse ar avea o cooperativă să intre la finanțare? Da. Domnul Marian, da, a identificat foarte bine, ghidul este variantă consultativă. Dumnealui a sesizat un aspect pe care și noi l-am sesizat, și anume, la un moment dat, nu este foarte clar definită modalitatea în care crește intensitatea sprijinului. În cadrul acestei etape, în care fiecare poate să facă propuneri, noi am făcut propuneri de modificare a ghidului, vor urma consultări ulterioare și să sperăm că, într-adevăr, ghidul în variantă finală va avea o formulare cât se poate de exactă. În principiu este vorba de posibilitatea de a se majora intensitatea sprijinului, iar formularea din actualul ghid consultativ este puțin, să spunem, neclară, creează confuzii, ca să se poată ajunge până la 90% pentru formele asociative. Și de asemenea îi sugerez domnului să se uite foarte atent la intensitatea sprijinului și modalitatea prin care putem să ne creștem intensitatea sprijinului, dar să facă distinția între criteriile de selecție, unde acolo discutăm de cu totul altceva. Putem să avem un beneficiar care să fie cooperativă, ne interesează foarte mult ca investiția să fie colectivă, se punctează în schimb principiul asocierii și putem să primim punctaj dacă suntem membru acționar într-o cooperativă sau membru al unui grup sau organizație de producători. Să sperăm că ghidul final va veni într-o variantă mai clară. Noi insistăm pentru 90% pentru formele asociative. Dan Crețu, un alt telespectator. Am depus un proiect pe tânărul fermier. Am înțeles că a apărut o evaluare. Ar mai fi ceva fonduri în primă fază. Proiectul a fost admis, dar fără finanțare din cauza punctajului, 75 de puncte, deși aveam o exploatație de preluat, punctajul era 90 de puncte, dar domnii noștri au dat drumul la plăți, eu rămânând cu buza umflată. Ce șanse ar mai fi, fiind pe poziția 146 sublinie? Menționez că proiectul este depus pe zonă montană. Păi depinde câte contestații sunt puse. Eventual, dacă dumnealui zice că a fost depunctat, am înțeles că 75 de puncte a rămas în urma evaluărilor. Da, da, da. Și inițial dumnealor și-au autoevaluat 90 de puncte. Trebuie văzut acolo unde a fost depunctat, dacă a fost vreo eroare, eventual să pună o contestație și eventual să aștepte să vadă în urma, ziceți, alocării finale, da, a banilor, dacă se află printre cei. Dar totuși poate să pună și o contestație, dacă mai este în termen. Depinde, exact, dacă mai este în termen, pentru că raportul a apărut, îi sugerez domnului să se uite cât se poate de clar pe notificarea primită, pentru că acolo se explică motivul. Ce a fost depunctat. Da. Și numai în baza notificării primite, cu rezultatul evaluării, poate să facă contestație. Pentru că, evident, se va focusa strict pe ceea ce apreciază dumnealui că a fost prejudiciat. Ana, dar trebuie urmărit termenul. Bun. Doamna Ana Maria Touț,
Bună seara, vreau să întreb și eu la ce fel de proiecte pentru zootehnie s-ar putea încadra cei care au trecut de 40-45 de ani dacă au 270 ovine și 12 hectare pășune și 3 hectare arabil. Vreți să mai repet dimensiunea? Nu. Ok. A trecut trenul. A fost anul trecut. Pe componenta de zootehnie mai avem decât ceva pe partea de găini outoare, undeva până pe 30 aprilie. Da. Nu mai avem finanțare. Deci am avut anul trecut. Și anul ăsta nu se mai găsește nimic? Nu, decât să vedem dacă în toamnă, în funcție de ghidul care vine, reiau, va fi prioritizată selecția pe componenta de ovine și caprine, dar nu cred. De ce? Pentru că noi trebuie să înțelegem, în momentul în care se introduc aceste criterii de prioritizare a proiectelor, ele nu se fac decât cu scopul de a încuraja anumite sectoare. Sectorul de ovine și caprine în România e pe plus. Noi exportăm. De asta se și încearcă și sunt foarte multe nemulțumiri, să spunem, în piață, în momentul în care se încurajează un anumit domeniu. Este normal, domeniile deficitare trebuie încurajate. Pentru că avem nevoie să ne crească consumul. În momentul în care noi am satisfăcut autoconsumul la ovine și caprine, slabe șanse ca ele să fie prioritizate. Și revin prin vă spune, se vor încuraja pe partea de sector zootehnic rasele autohtone. Și aici discutăm de componenta de la suine, de rasele Bazna și Mangaliță, unde în completare avem și programe din bugetul național de susținere a acestui sector. Bun. Un alt mesaj, doamna Valentina Paraschiv. Mă numesc Valentina și sunt din județul Giurgiu. Am depus dosarul pentru tânărul fermier. Mi s-a spus că dosarul este eligibil, dar în schimb mi l-au respins dintre toate dosarele depuse. Ce s-a corectat în județul Teleorman au fost eligibile, iar ce s-a corectat în Prahova au fost respinse. Nu înțeleg de ce mi l-a respins odată ce mi-au spus că dosarul este complet. Păi este complet dosarul, dar probabil în urma evaluărilor s-a constatat că anumite puncte, să zicem, de eligibilitate nu au fost îndeplinite. Da. Trebuie să vadă notificarea ce prevede acolo, pentru ce a fost respins proiectul și eventual dacă consideră că respingerea respectivă nu este justificată, dacă este în termen, poate să facă contestație. Aș vrea să completez cu permisiunea dumneavoastră. Da, doamnă, vă rog. Este o realitate. Proiectele nu se evaluează neapărat la oficiul județean de care aparține beneficiarul respectiv. De ce? Pentru că sunt foarte multe proiecte depuse pe anumite zone și atunci ele se împart către alte județe care au mai puține proiecte depuse. Realitatea este că și noi constatăm, și eu am evaluări de mai multe județe și aș vrea să văd o practică unitară. Dar să știți că nu este așa. Acest lucru ridică suspiciuni din partea persoanelor care nu sunt familiarizate cu procedurile de lucru ale AFIR-ului. Și vă dau un exemplu. Pot să fie două cunoștințe sau pot să vorbească între ei. Spețele sunt identice, într-o parte, într-un județ se solicită prin informații suplimentare ceva, în alt județ cu totul altceva. Acesta este un punct pe care noi o să-l aducem în atenția AFIR și autorității de management în cadrul grupurilor de lucru, subgrupurilor de lucru din care facem parte, pentru că s-ar impune o evaluare a modului în care s-a făcut evaluarea și selecția proiectelor.
cu cât sunt mai multe clarificări, cu cât sunt mai multe opinii cu privire la o anumită speță, înseamnă că lucrurile nu sunt clare și avem o doză de subiectivism care aruncă, să spunem, o puțină umbră asupra întregului demers de selecție a acestor proiecte. Și atunci poate ar fi bine să se pună 10 condiții clare, dar ele să fie cât se poate de clare și să nu existe ambiguități. Ne este greu și nouă, le este greu și fermierilor, le este greu și experților AFIR. Trebuie să se înțeleagă acest lucru. Deci, doamna Andra, din nefericire, cu privire la această submăsură, nu mai avem posibilitatea, urmare a evaluării pe care o vom face, să venim și cu măsuri de remediere. Dar pot să fie lucruri care să fie aplicabile către alte măsuri. Și se impun, insist asupra acestui lucru, să se armonizeze procedurile de lucru. În continuare, noi avem modificări pe partea de cod fiscal, discutăm de sistemul ROE-factură, procedura actuală ne solicită factura în format tipărit. Să nu uităm că din iulie, dacă vom depune dosare de tranșe, noi nu vom mai avea obligația prezentării facturii în format tipărit. Deci, trebuie să ne adaptăm la aceste lucruri. Există foarte multe baze de date care se pot consulta. Discutăm de verificările care se fac pe suprafețe și pe culturi. Organismul abilitat care să confirme poziționarea, suprafața și cultura existentă este APIA. Avem de anul trecut nu o verificare, cum s-a întâmplat în anii anteriori, avem o monitorizare. Și se pot confirma și suprafețe, se pot confirma și localizări și culturi strict din aplicația APIA. APIA face parte din același minister și ca AFIR-ul. Și atunci pot să fac acest schimb de informații cât se poate de clar. Există baze de date la nivelul Ministerului Agriculturii. Domnul ministru ne-a și promis că în momentul în care vom depune un proiect, vom merge la Direcția Agricolă și de acolo ne vom lua toate avizele. O să vedem ce se va întâmpla, dacă într-adevăr va avea loc reorganizarea direcțiilor agricole. Direcțiile agricole sunt reprezentanții în teritoriu ai Ministerului Agriculturii, politica agricolă națională se derulează la nivel local. Dacă se va derula prin direcțiile agricole, acolo vom putea să mergem, să ne luăm toate informațiile, să ne clarificăm toate problemele pe care le avem, fie că sunt în legătură cu APIA, cu AFIR-ul, cu ANZ-ul, cu... Am înțeles. Cei bun. De la fitosanitar, deci, dacă, și așa mai departe. Doamna Andra, dacă îmi permiteți o completare, vis-a-vis de chestia cu evaluările, că într-o parte se fac, poate, cu mai multă clemență, în altă parte, cu mai multă exigență. Păi, haideți să încercăm să gândim logic, da? Eu nu încerc să vă contrazic, doamna Andra, dar problema se pune în felul următor. Tocmai de asta am zis să facă contestație, pentru că va fi o altă opinie. Dar în evaluări intervin și alte instituții. Și vă dau un exemplu. O AFIR-ul poate să ceară la ANAF dacă ai datorii sau nu. Sunt agenții fiscale unde dacă văd că ai datorii, nu răspund la ANAF. Și atunci AFIR-ul cere solicitare să prezinți certificat fiscal, da? Da. Merge acolo, vezi că ai datorii sau declarații nedepuse, ți le depui ei certificatul și l-ai trimis, da? Proiectul acela va trece. Însă sunt agenții fiscale unde dă răspunsul la ANAF că pe societatea respectivă are datorii. Și atunci inspectorul, să zicem, din anumit județ, poate primește de la ANAF cu datorii, celălalt fără datorii. Și atunci vom avea două proiecte identice, unul admis, unul respins. Tocmai de asta, și să nu uităm că suntem oameni toți, nu putem să reacționăm la fel toți, adică unul are o opinie, altul altă opinie. Însă, ce vreau să spun cu certitudine, că tot timpul cei de la AFIR, dacă putem să spunem că vreodată vreun inspector este mai clement sau vrea să ajute mai mult un beneficiar pe care nu are cum să-l cunoască, exact cum știe doamna Andra, pentru că proiectele se duc peste tot, dar niciodată eu nu pot să cred
că este rea intenție sau alte chestii, ca să se înțeleagă și lucrul acesta, doamna Andra. Bun, hai să iau și eu 10 secunde de publicitate și ne întoarcem. Hibrizii de castraveți din gama Seminis asigură o producție de calitate legumicultorilor care își doresc să facă performanță. Pentru mai multe informații, accesați site-ul universalsem.ro. Cosmin Triv zice așa, bună seara, de ce nu mi s-au luat în considerare la punctaj preluările de coduri la DR30 preluând de la persoane de peste 60 de ani, din 90 autoevaluare, am primit 75 de puncte. Și domnul Dan Crețu, care scrisese mai devreme, zice așa, nu am fost depunctat, dar din cauza celor care au dat drumul la plată, preluarea de exploatație nu a mai fost posibilă, rămânând cu 75 de puncte. Este altceva. Corect. Da. Vorbim despre altceva, da. Așa e. Întorcându-ne un pic la alte și alte întrebări de la telespectatorii noștri, pe lângă cele care vă mulțumesc și care ne spun că ne văd și că ne urmăresc, mai sunt și alte întrebări. Mioara Alexandrescu din Teleorman are o suprafață de 150 de hectare de pășune, crește cap negru de Teleorman undeva la 450 de capete, iar împreună cu familia își doresc să deschidă un punct de prelucrare lapte. Dumnezeu face parte și dintr-o cooperativă, mai având undeva la 45 de capete de bovine. Ce o sfătuiți? Ați înțeles exact ce deține? 45 de bovine, face parte dintr-o cooperativă, exploatează 150 de hectare și... Da. Are și 450 de ovine. Da, exploatația este prepoderent zootehnică. Da. La un calcul sumar. Acum, eu aș pune o întrebare. În momentul în care doamna și-a făcut o cooperativă, poate că ar fi interesant de văzut de ce au vrut să se asocieze acele persoane. Foarte multe persoane se asociază ca să beneficieze de un anumit punctaj în cadrul proiectelor. Poate proiectul nu a fost câștigat. Cert este că cu această structură putea să depună anul trecut. Mai mult chiar discutăm de o cooperativă. De obicei, în momentul în care noi avem o cooperativă, avem și specialiști. Ăsta este scopul pentru care noi ne asociem. Ca să avem alături de noi specialiști, inclusiv consultanți, care să ne ajute ca și membri. Avem contabili și contabilii sunt foarte bine, să spunem, ancorați la aceste noutăți. Măcar ne oferă această informație în momentul în care sunt mai mulți membri asociați, acționați. Am greșit. La un moment dat au niște ședințe și se așează fiecare la o masă și spun, doamne, ce avem nevoie? Ne-ar mai trebui un echipament, vrem să ne facem o fabricuță, să ne dezvoltăm. Haideți să vedem ce oportunități de finanțare avem. Insist de fiecare dată că în momentul în care dumnealor au o nevoie și își dau seama că nu știu care este linia de finanțare, se pot adresa organismelor abilitate, respectiv AFIR și direcțiilor agricole, care măcar pot să-i ghideze. Da, avem aceste linii deschise. Trebuie să te adresezi... Mă rog, unui consultant sau cam la nivel minimal primesc niște informații și acolo încep să lucreze. Acum nu au ce să facă. Dimensiunea este destul de mare. Ar merita să facem o evaluare pentru o achiziție simplă de echipamente, dar cu datele pe care le am, singurul sfat este să-și caute un specialist.
au o exploatație destul de mare și este păcat să rămână la acest nivel. Au nevoie de un specialist. Așa cum ar trebui să aibă un medic veterinar și sunt convinsă că l-au, pentru că n-ar putea să-și desfășoare activitatea în absența lui, așa cum au un expert contabil. La cooperative obligatoriu trebuie să fie un expert contabil. Pot să-și ia și o persoană să apeleze la sfatul unui profesionist și sigur nu vor mai rata oportunitățile de finanțare. Bun, suntem pe final, ultimele minute. Câte o concluzie? Încep cu domnul Dogaru. Da, urmează și Construct Plus pentru cei interesați. Nu e rău să analizeze și această oportunitate de finanțare, dar exact cum am mai spus mai devreme, s-au lansat programele cu ghid final și dată de depunere, respectiv 25 aprilie până pe 23 iulie, pentru instalații fotovoltaice, pentru instalații eoliene sau hidro, practic energie din sursă regenerabilă. Avem două apeluri: autoconsum, unde sunt obligați să-și asume un consum de 70% din energia produsă, și pentru vânzare, unde credem noi că sunt șansele un pic mai micuțe față de programul pentru autoconsum. Programele prevăd o finanțare de 150 de milioane de euro. Este multianual, sunt multianuale aceste programe, adică anul acesta, anul viitor și celălalt. Ca atare, eu îi sfătui să meargă pe proiecte realiste și implementabile, nu doar să depunem, să avem un proiect pe care să nu-l putem implementa. În mare vorbim de dreptul de proprietate care este necesar, superficie în situația aceasta, certificat de urbanism pentru construirea instalației respective, dovada depunerii documentației pentru obținerea ATR-ului și dovada documentației pentru obținerea negației sau documentului de la mediu. Pentru firmele nou înființate avem nevoie de un capital social de 100.000 de lei. Pentru firmele vechi e de ajuns ca situațiile financiare să fie pozitive pe 2022-2021, în așa fel încât să putem justifica susținerea implementării proiectului respectiv, da? Ca și valoarea alocată eligibilă se împarte în 450.000 de euro pentru instalațiile sub 5 MW și 360.000 de euro pentru instalațiile peste 5 MW. Îi încurajăm să depună. Dacă vă aduceți aminte, sesiunile trecute discutam chiar la dumneavoastră că pe măsură ce apelurile se năspresc un pic și condițiile, scad și finanțările. Corect. Dacă sesiunile anterioare vorbeam de instalații până într-un megawatt finanțate cu până într-un milion de euro, peste un megawatt până în 500 de mii de euro, acum vedem că deja vorbim de instalații până în 5 megawatt de 450 de mii de euro per megawatt și peste 5 megawatt de 360 de mii de euro per megawatt. Deci vedem că valorile au scăzut foarte mult, concurența crește, cât mai mulți află și văd vis-a-vis de zvonurile din piață, că văd în fiecare zi știri că vânzarea energiei este negativă. Nu vorbim de producătorii de energie sau consumatori de energie, de valoarea negativă a energiei. Vorbim strict de consumatori, de consumatorii casnici, de instalațiile acelea micuțe, de 5, 7, 10, 20 de kilowați. Nu vorbim de instalații de 500 de kilowați sau de 1 megawatt sau mai știu. Acolo prețul este stabilit pe piață, undeva prețul în ziua de astăzi este în jurul a 100 de euro per megawatt. Chiar Ministerul Energiei încearcă să facă un program, contractul pentru diferență, unde vor să facă un contract pe o perioadă de 15 ani
cu o sumă fixă de 93 de euro per megawatt, dacă vorbim de energia solară. Deci nu există, să zicem, viitor pentru vânzarea de energie solară sumbru, să zic așa. Bun, mulțumesc mult de tot pentru prezență, pentru participare. Le mulțumesc și celor de acasă. Până data viitoare, sănătate multă. Să auzim de bine. Emisiunea Agricultura la Raport v-a fost oferită de Adama.